Dragilor, vă spun bun venit la Ecclesia Life. Invitatul meu de astăzi este un om special, un om pe care îl apreciez, pastorul Pavel Rivi-Știpei. Dânsul nu are nevoie de prea multă prezentare, acesta fiind arhicunoscut, a fost președintele cultului pentecostal din România 20 de ani. Mulțumim, frate Tipei, că ați acceptat să fiți cu noi astăzi aici la Ecclesia Life. Mă bucur că m-ați invitat, vă mulțumesc și din toată inima vă spun bine v-am găsit. Și noi ne bucurăm faptul că putem să stăm la o discuție, la un podcast, să povestim întâmplări din viață și dincolo de întâmplări există acele lecții de viață care trebuie date mai departe, pentru că până la urmă Biblia ne învață și toată continuitatea asta, ciclul vieții, ne învață să dăm mai departe lucrurile frumoase. Știu că v-ați născut în satul Sintea Mică, județul Arad, pentru cei care nu știu unde e Sintea Mică. Recent am fost să văd locul acolo cum intri în partea stângă, chiar pe colț. Ați fost al 9-lea copil din familie. Ce însemna să fii copil în Sintea în anii 50-60? Da, aia a fost perioada copilăriei. Copilăria a fost o copilărie, aș putea să spun, tristă din punct de vedere a vieții ce se ducea. În anii 50 se întorceau prinși de război. Mi-aduc aminte că apăreau acele tablouri sinistre în care îmi vedeai pe unul fără mână, fără ochi, fără un picior, în acele șarete cu două roți, cum își plângea, gradul de invaliditate și nenorocirea care a venit peste el luptând pentru patrie, pentru țară. Și noi copiii care la foarte mult ne chioreiau mațele, că era greu în vremea aceea să pot fi ridicat de la masă să turn, te uitai la ei că pe lângă sărăcia care aveam, mamele noastre mai făcea un efort în plus și pentru aceștia. Și mi-aduc aminte de copilăria mea când mama îmi dădea o bucățică de pâine sau o bucățică de smenină, punea trei ouă într-o pungă și zicea: du-te, dă-me că te vor binecuvânta și binecuvântarea asta te va ajunge când vei fi mare. Ei treceau pe acolo sau pur și simplu? Treceau prin sat, aveau niște cântece bine întocmite, cântece de jale și ieșeau oamenii și medădeau. Era o formă de cerșătorie sau era un ajutor? O cerșătorie care era justificată. Okay. Pentru că au venit în prinzionerat, erau invalizi de război și eu am crescut de mic cu gândul ăsta că într-o zi voi ajunge să fiu binecuvântat. Aici am vrut să ajung. Mm-hmm. M-ați întrebat de copilăria mea. Așa a început copilăria mea. Într-un mod în care tot timpul eram în așteptare. Mama îmi spunea: vei fi binecuvântat când vei fi mare. Și dacă porția de mâncare nu era chiar suficientă, știam că vine o zi când voi fi binecuvântat. Și tot timpul ați anticipat binecuvântarea sau ați trăit-o și atunci în copilărie? Mai rar. Tot timpul mă uitam la hainele pe care unii le îmbracă frumoase și eu eram condamnat să port hainele fraților mai mari, peticite. Tot timpul mă uitam la încălțămintea altor colegi de clasă și eu purtam încălțămintele care rămâneau de la ceilalți. Și ca mine nu erau puțini. Satul era un sat sărăcăcios. Tata avea o pregătire sumară în domeniul contabil. Făcea contabilitate primară, dar muncea și pământ, avea 3 hectare și jumătate de pământ. Cu recolta slabă care se obținea, abia putea să ne întrețină. Cu puțină pâine, mămăligă și cartofi pesăturate și duminica câte o bucățică de carne. Peste săptămână eram mulțumiți. Dacă ne dădea câte o bucată de smenină cu ceva, pentru că asta era situația. Până în anii 56-57, când a început să-și revină țara puțin, a fost foarte greu. Și în copilăria mea, când am început să deosebesc binele de rău, credeam cu tărie în ceea ce spunea mama: într-o zi te va ajunge binecuvântarea. Dar rețin, dorința de binecuvântare a pornit de la acea
vorba mamei mele, mi-era frică. Eu eram un copil timid. Când îl vedeam fără un ochi, fără o mână, pe cer ce bocea, mi-era frică. Dar tremurând mergeam și ne dădeam și am zicea Dumnezeu să primească, Dumnezeu să-ți dăruiască binecuvântări, zicea multe. Și mama zicea, du-te că te binecuvintează și binecuvântări noastre o să vină într-o zi peste tine. Ce fain! O să dite efectiv sămânța aia în suflet. Da. Știu că a fost foamea din 52-53, au fost momente dificile, da, atunci. Foarte greu. Cum ați experimentat foamea aia? Aveați 2-3 ani, mă gândesc că v-au povestit, da, părinții. Păi mi-aduc aminte perfect de bine. Serios? Mi-aduc aminte că aveam între 2 și 3 ani și a fost o zi când efectiv n-am mâncat nimic. Nu am mâncat nimic, n-a mai fost nimic. Vaca era în grajd, dar nu avea lapte, că era gestantă. Păsări mi-au tăiat, toate mi-am mâncat. N-a mai fost porc în coteț, n-a mai fost făină în ladă, că pe vremuri se păstra făina într-o ladă mare de scândură. Nu mai era nimic. S-au terminat și cartofii. Și într-o zi de marți s-a dus tata să vândă unii cu cang. Mai avea un cang să-l vândă la piață. Și nimeni nu i-a oferit nimic pe cang. A venit seara acasă, noi toți abia așteptat să se întoarcă de la piață, de la Chișinău Creș, convins fiind că vine tata cu bunuri cumpărate, că vinde cangul. A vândut cangul, da. Și n-a vândut cangul. Și a venit cu cangul înapoi. Parcă îmi văd și acum cum și-a lăsat capul în mâini pe masă și a zis, nu știu ce voi face. Nimeni nu mi-a oferit nimic. Am venit pe la 3 oameni prin sat să cer un prumut și nimeni n-a vrut să-mi dea nimic. Am mers și am mers la una din rudele lui și nici acele rude, acel bărbat care era destul de aproape ca și rude cu el, n-a vrut să-mi împrumute. A zis, dacă îți dau ție, nu mai am eu. Ajunge nici mie, nici ție. Așa cel puțin să pot asigura eu copiii mei. S-a așezat cu capul în mâini și eu eram mic, aveam între 2 și 3 ani. Stăteam în brațele mamei mele și îi spuneam mereu că mi-e foame. Și era o cratiță cu apă pe foc, focul nu se făcea cu lemn, cu tulei și cu floarea soarelui, cu bâte de floarea soarelui. Rămași de la recoltă, porumb. Da. Și mama lua cu cana, apă, cratița aia și îmi dădea apa caldă ca să mă înline sentimentul acela și starea aceea de foame. Și rețin că am adormit în brațul mamei mele. Seara târziu, cu dorința, mamă, mi-e așa de foame, mi-e foame. Dar în noaptea aceea Dumnezeu a lucrat. Se pocăise în satul nostru o femeie în cea mai bogată familie din sat, familia Mărușter. Și sora Lena noaptea aia n-a putut dormi toată noaptea. Tot timpul parcă cineva îi spunea că în familia lui Tipei copiii n-au ce să mănânce. Și noaptea târziu, când socrii ei au adormit, când soțul a adormit, că soțul ei bea în fiecare seară și a adormit, ea s-a scumat. Și am luat făină de greu și făină de porumb. Numai nu știu cât de familiarizat sunteți voi cu unitățile de măsură. Era jumătatea. Era o unitate de măsură din lemn de 15 litri. O jumătate de aia de făină de greu, o jumătate de făină de porumb și a venit peste grădin la noi. Asta înseamnă cam un sfert de sac ar veni. Da. Plus minus. A venit la noi și părinții au auzit că ei nu s-au culcat. Stăteau la rugăciune. O zi câinile mătrând, câinile nu mai mătrase de o săptămână, că nu mai mânca nimic nici am. Și au zis câinile mătrând. Și când au ieșit afară, femeia asta a venit și a zis, nu pot să stau, să nu se trezească ei mei, uite, aici, în prima parte aveți făina de greu, în partea a doua făina de porumb, eu trebuie să plec. Și m-am trezit dimineața. Era o zăpadă mare, ninsese noaptea aceea. Dar ce m-a impresionat și mi-a creat așa o stare de dispoziție extraordinară era mirosul de azimă. Mama făcuse focul și în sobă și în dubă făcuse repede o azimă și a copt-o.
în viața mea n-am mâncat ceva mai bun decât în dimineața aceea, că de anantier ca și copil nu mâncasem nimic, numai apă am băut. Azi m-a fi în pâine, wow, a, făină cu apă, făină coaptă. Cu apă, atât, coaptă. Ce am avut la dispoziție. Da, și la cină. Da, seama asta, suntem în urmă cu 70 de ani se întâmplă, da, aproximativ, da, toate astea. Da. Da. Ba, pentru unii par povești, dar par povești, realități. Dar reame, dar reame. Știu că încă de la vârsta de 5 ani ați învățat să citiți. O memorie bună. Știi, pot să spun că e adevărat, de la 5 ani am început să citesc. De la 5 ani am activat și în biserică. Tata ținea școala biblică în biserică și avea el bucuria, ca să nu zic mândria, că într-adevăr copilul lui cel mai mic știe să dea răspunsuri la școala duminicală. Citeam pe Biblie, citeam, câteodată mă uitam pe fereastră și vedeam cum copiii mergeau pe gheață, se jucau cu zăpadă, se distrau afară și eu stăteam pe genunchi la tata și trebuia să citesc psalmii. Și vă convenea toată treaba asta? Numai că nu convenea, dar regimul era foarte auster. Nimeni nu vă întreba dacă vă place sau nu. Nu, 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 nu. Era, tata a fost un om foarte sever și din toate punctele de vedere ținea toate lucrurile așa în mână. I-am spus deodată, mi-ai mâncat 2 ani din copilărie. De la 5 ani, eu când am mers pe clasa 1-a, efectiv eu m-am plictisit. Eu până în clasa 3-a n-am știut ce înseamnă școală. Eu mergeam și dormeam în bancă. Știam să calculez, să socotesc, cum era expresia atunci folosită și uzitată zilnic. Știam să citesc, știam tabla mulțirii toată, știam tot. Și acum, nu vedeți ca o binecuvântare faptul că, da, într-un fel, ați fost constrâns să faceți asta? Sau... Știi, sabia-i cu două tăișuri. Poate fi înțeles ca binecuvântare, dar tot la fel de bine se putea interpreta și în fel că puteam să dezvolt o repulsie în mine care niciodată să nu mă mai apropie de carte. Dar ceea ce nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat, dar când mă gândesc, mă uitam și vedeam cum se joacă toți copiii. Deși satul a fost mic, a fost un sat cu foarte mulți copii. În vremea aceea oamenii făceau copii, 5, 6, 7. Noi am fost 9, din care 2 au murit. Atunci mai mici de șnopțism. Era o boană prin anii 54-55, șnopțismul. Când mureau copiii, era aproape la fiecare casă, mureau un copil, doi. La ce a fost păstorul bisericii noastre, din 18 copii, 9 i-au murit, numai 9 mai rămas. Și copiii erau foarte mulți. Mă uitam pe fereastră, îi vedeam cum se joacă. Casa noastră, ai văzut unde a fost, era chiar la șosea. Da, da. Cum adună bungării mari de zăpadă, cum se joacă, cum pe șanțurile de acolo din sat unde era gheață, mergeau cu patinele, nu erau patine, erau corcine. Știți ce-i corcina? Corcina din maghiară, e o bucată de lemn la care se trage o sârmă mai groasă jos, se înădește la cele două capete și o mergi cu sfoară de picior și aia era corcima și cu aia te duceai ca și cu patina. Bineînțeles că neavând partea aia din față, rotunjită îndoită, în față, te mai duceai și în cap câteodată. Deci un fel de patine handmade, da, varianta, da, Flintstone sau aia cum să numim. Cine avea patină, pe clasa a patra m-a dat o soră două patine. Fai de mine că mi s-a părut extraordinar, dar două patine, patine din toată lumea, că am corcine de fer. A, erau de fier, Ana? De fer, da. Ok, a zis regim auster, a fost sărăcie, a fost sărăcie, greu. Sărăcie, dar și rigiditatea. Ca să ții în frâu o familie cu atâția copii, era nevoie de severitate. N-aveai variant. Da. Și tata avea un stil așa mai ciudat. Și greșit uneori. Pentru că uneori dacă făceam o gafă, zicea, nu, înveți psalmul cu tare. Și trebuia să-mi înveți. Spunea, până la ora de psalmul cu tare, trebuie să-mi înveți. Și învățam și am spus, se putea întâmpla
să se dezvolte în mine o repulsie și de psalmi, și de Biblie, și de biserică, și de dumneata. I-am spus că se purta spre deosebire de mama, care era o femeie foarte caldă, foarte iubitoare, tata a fost un foarte sever, dar a avut în mania aia, mânca cu mine. Eu până când am fost în clasa a patra, stăteam pe genunchii lui și mâncam la masă. Și cum l-ați experimentat pe Dumnezeu în perioada asta? Adică tata v-a creat o imagine a lui Dumnezeu puternică, da, severă. Adică ați trecut, mă gândesc, de relația cu, da, tatăl. În contrast cu tata, am avut o mamă foarte rugativă, o femeie care știa să postească, să se roage, o femeie care știa să trăiască, ca de fapt aproape toate mamele sunt așa, și bucuria și necazul alături de copilul ei. Și mi-aduc aminte că în clasa a întâia am făcut o amigdalită atât de puternică încât s-a copt gâtul la mine, nu numai înăuntru, și în afară au apărut niște supărații. Și tata a chemat medicul, a venit medicul, nu era medic la noi în sat, a venit medicul de la Zărand, a mai chemat pe unul de la Chișinău, Criș, și a zis, trebuie să-l ducem la spital. Chiar dacă era după război și se zicea că e o democrație, în vreme ce Republica era populară română, încă nu se vorbea de comunism, medicina era destul de scumpă. Țin minte că tata a vândut două oi ca să mă ducă la spital. Și în noaptea aceea, cum stăteam, eu dormeam cu mama în pat, țin minte că aveam dureri enorme, mă durea gâtul, se cocea, eu știu câte complicații se creau acolo datorită bolii. În noaptea respectivă, noi aveam trei tablouri în casă. Aveam un tablou pe care scria Iisus Lumina Lumii. Pe unul eu și casa mea voi sluji Domnului și unul era un păstor cu ceva oi. Și noaptea aceea rețin că am visat, că am văzut, nu știu să spun. Dar parcă din tablou ăla cineva mi-a spus, eu te vindec, că tu ești al meu. Și așa de bucuros am fost și bucuros, am trezit-o pe mama și în momentul ăla mi s-o spart gâtul. Dar dimineața trebuia să fiu pus în căruță și dus la spital la Chișinău, Criș. Și când am spus la mama ce s-a întâmplat, mama a zis, nu mai merg niciunde. Domnul Iisus te vindecă. Tata a zis, băi, femeie, termină cu chestiile astea. Tata era școlit. Avea 7 clase. Raporta la, da, ce s-a întâmplat în vremea. La noi în sat, cei mai deștepți oameni erau popa, preotul din sat, dascălul și tata. Restul toți erau cu 3 clase, cu 4 clase, tata avea 7 clase, avea un curs de contabilitate, era în rest, asta era situația. Asta era elita de atunci. Da, asta era nivelul în vreme. Băi, femeie, să poate, mai cum să... Nu, a venit păstorul, că trebuia să vină păstorul, a venit păstorul, încă doi frați de la biserică să-mi facă ungerea și după aia să mă ducă. Și mama a spus, fratelor, ați venit, foarte bine faceți ungerea, dar la spital nu mai merge. Tata s-a supărat și a zis, cum, mă, femeie, să nu meargă? Eu am vândut două oi. Acum când oile trebuie să fete și să facă miei și să producă, eu mi-am vândut și tu zici că nu mai merge. Nu mai merge. Copilul e meu, eu cred că nu a fost la voia întâmplării. Și atunci unul din frați, fratele Usca Ioan, care era, cum a zis, i-a spus la tata, liniștește-te, tu ai vândut două oi. Eu astăzi îți aduc 4 oi, care fată, care avea, nu știu câte oi avea, 40 sau 50, îți aduc eu 4 oi, nu 2. Dacă asta e încredințarea sorei Catița, rămânem la încredințare. Și atunci am văzut pentru prima dată că Dumnezeu a lucrat cu adevărat. Aici s-au prins niște coajpe, în gât mi-a fost mai greu, nu puteam înghiți, îmi dădeau lapte de vacă cu miere de albină, dar s-a vindecat și a trecut totuși, a fost bine. Dar atunci, personal, am avut prima mea experiență și am văzut că, într-adevăr, Dumnezeu comunică
și cu cei mici ca și cu cei mari. Dar cea care a încurajat experiența mea și care a crezut din toată inima a fost mama. Cumva mama a compensat asprimea tatălui și da, a insuflat credință. A fost o femeie deosebită. Nu pot să spun că tata a fost un om rău, dar era foarte sever. Era foarte sever, din cuvântul lui n-aveai voie să ieși. Am spus eu și într-o predică că aveam 12 pe 13 ani. Era anul când, ultimul an, după aia ne-am mutat în Arad. Așa știam, că undeva la 12 ani ați venit în Arad. Da. Și n-aveam 13 ani, 12 ani și ceva. Și în anul ăla, deja cea pe urme luaseră ființă, pentru că erau perioade în an când nu ploua, CAP-ul, ca să beneficieze de o recoltă bună de pepeni, a cultivat pepeni galben și pepeni roșii pe malul Crișului. Dar dincolo de malul Crișului, nu spre sat, în partea cealaltă. Și trăgeau cu pompele apă din Criș și o dau culturile de pepeni. Toți știm că pepenii se dezvoltă dacă au apă. Dar când încep să se coacă pepenii galbeni, atunci nu se mai dă apă, că tot crapă și se compromite recolta. În anul respectiv, când erau mai buni de recoltat pepenii galbeni, a venit o ploaie și toți au crăpat pepenii galbeni. Pepenii verzi se coc de obicei mai târziu și te lăsa să mergi să mănânci pepeni galbeni, așa compromis, part cum au fost, dar nu te lăsa să duci acasă, că se temeau că iei și pepeni verzi și compromit lumenița, cum îi zicea la noi. Mai mulți copii din sat au zis, mergem să mâncăm pepeni galbeni. Și eu am dus și eu să mănânc pepeni galbeni cu ei. Eu eram cel mai tânăr între ei. Când am ajuns pe malul Crișului, să trecem dincolo, cum venise viitura de apă, am luat podul de la Criș și nu mai era pod peste Criș. Ceilalți trei care au fost cu mine au trecut în not, apa, dincolo. Dar eu nu prea știam să not. Dădeam eu din mâine așa, copil de 12 ani. Și mi-a venit mie minte. Ce-ar fi să mă duc pe malul apei în jos? Poate găsesc un loc unde apa nu e așa de adâncă. Mai ales că în vremea aceea se băga cânepa la topit. Se cultiva cânepa, nu știu dacă în zonele voastre se cultiva cânepa, se lega mănunchi, se băga în apă, se punea pământ pe așa în apă, se lega cu niște țăruși și stătea două săptămâni, stătea acolo și toată devenea albă și coaja aia după aia și tot era transformat în fibră. Și apoi se scotea, se punea la uscat, se bătea tot, se scutura țepii aia. După ea și rămânea numai fibra din care rezulta cânepa ce urma să fie folosită în țesături. La noi, Maramureș, nu era. La noi, fiind câmpie, se cultiva multă cânepă. Și m-am gândit, poate găsesc undeva cânepă băgată. Un vad, așa da. Mai. Și am găsit. Am găsit, după ce am mers poate 500 de metri, am găsit cânepă băgată la topit. Cânepă încet, cu apă până la brâu, am reușit să trec dincolo. Când am trecut dincolo, deja pepenii au rămas în urmă, că eu m-am vrei tot să întoarce. Și m-am dus, am nimerit pe o miriște de unde se tăiase orsul. Lângă o tufă de spini, am văzut deodată un câine mare. În stânga era o tarnauă de porumb și în dreapta pepenii mai la distanță, dar în față era o tufă de spine acolo pe tarnaua aia unde fusese orzul secerat. Când m-a văzut dihania aia, s-a încovăiat și a început să rânjească la mine. Eu am crezut că este un câine. Chiar mă uitam în jur să văd dacă nu găsesc un băț, ceva. Și deodată am auzit paznicul de la pepeni că începe să țipe. Băi, lupul măi, și țipa și agita o bâtă mare ce avea el și fugea spre mine. Era un lup? El așa a zis că e lup, eu n-am știut ce e, dar eu m-am speriat când a zis lupul măi. Și a trimis câinii lui, avea doi câini, câinii lui au
fugit înainte, a venit spre noi până la circa 15 metri și s-a oprit și mătrau de acolo, dar n-au venit mai în față. Și ăsta fugea venind și el tot agitând bâta aia lui mare și strigând, lupu mai, lupu mai. A intrat o panică în mine, nu știu dacă ați fost panicat vreodată, să ridici picioarele pe loc și să nu poți păși. Îți ridici picioare și nu poți face niciun pas înainte. Eram copil, vă dați seama că îi povesteam lui nepotul meu, lui Ricci. Zic, așa am fost de vârsta ta. Nu puteam, efectiv nu puteam păși. Și nu m-am văzut că lupuș relaxează și raspinării, se întoarce și intră în ranul de porumb și pleacă. Și omul a ajuns la mine, a venit și a zis, nu ți-a făcut nimic? Nu, a pus mâna pe mine, s-a uitat, dar unde-i omul ăla? Care om? Păi era un om aici cu tine, dar n-a fost niciun om. Cum n-a fost, măi? Eu l-am văzut, a venit un om, a pus o mână la tine pe spate și când a întins mâna cealaltă spre lup, lupul s-a relaxat, s-a întors și a intrat în anul de porumb, a plecat. Dar n-a fost, îmi chema Flore pe omul ăla, îmi cunoșteam că nu locuia departe de noi și am zis, Flore, dar n-a fost. Băi, tu n-ai văzut, dar am văzut eu, a fost un om, mă, să știi că n-a fost înger. Era un înger. A zis omul, mă, eu n-am zis că a fost înger, eu n-am văzut dacă pe nimeni, nu l-ați văzut, nimic, da. N-am văzut nimic, am văzut numai că lupul se relaxează și pleacă. Și până seara tot satul a știut că pe copilul predicatorul de la Pocăiți o s-a învat un înger de lup. M-au întrebat, ai mei acasă, mama, frații mei, bă, am ridicat din numeri. La seara a venit tata acasă. Și a zis, băi, unde ai fost tu astăzi? Păi, nu păi, unde ai fost? M-am dus să mănânc și eu pe peni. Cu ei cerut voie? La nimeni. Tu știi că din fața casei mai departe n-ai voie să mergi fără să cer voie cuiva? Dacă nu-s eu și nu-i mama ta, la soră ta mai mare, că aveam o soră cu 7 ani mai mare ca mine sau la frate tău, ai cerut voie? Nu. Nu, vină cu mine dincolo în spate. Aveam o cameră în spate să-ți arat eu ție pepeni, îngeri și lupi. Și mi-a dat tata mama de bătaie, pai de capul meu. Nu mai venit îngerul. Și asta a fost, era o zi de vineri. Cred că a fost și ba, mi-a mai dat o bătaie după ce ne-am mutat la Arad. Atât, astea au fost bătăile care mi-am primit-o de la tata, corecționale. Dar asta era vinerea, a trecut ziua de sâmbătă și duminică în adunare cine a predicat? Tata. Și a predicat din Proverbe 14:26, mi se pare. Încă mai țineți minte? Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui găsesc un loc de adăpost la el. Și eu eram în biserică și ascultam. Și spunea ce important este să te încrezi în Dumnezeu și țin minte și acum că am luat pe Avram ca exemplu, s-a încrezut în Dumnezeu și Isaac a fost adăpostit în Dumnezeu chiar în ultimul moment când cuțitul era deasupra lui, vocea a intervenit din cer și a vorbit tata. Tata nu era un tip harismatic, era un tip așa mai liniștit, dar foarte, foarte didactic. Spre deosebire de el, eu sunt o fire mai furtunoasă. El nu, dar el parcă era făcut să fie profesor. L-am ascultat, ne-am dus acasă, ne-am așezat la masă și eu mă uitam așa insistent la el. Și a zis, da, ce te uiți așa insistent la mine? De ce nu mănânci? Și am zis, tot mă gândesc care e adevăratul meu tată. Ăla ce-o predicat astăzi așa frumos sau cel ce m-a bătut vineri că n-am mai putut sta pășezut. Wow. Când i-am spus așa, o împins mâncarea,
stăm în două mâinile pe picioare și a zis, băi, cine te-a învățat să spui treaba asta? Nimeni. Dar tu când ai crescut așa de mare? Când ai început să gândești așa? Nu, m-am tot gândit. Țin minte că și-o terminat supa din farfurie și nu mai mâncat nimic. S-o ridicat de la masă. Dar atunci am început să intru într-o perioadă de relaxare. Și-o dat seama că a trecut la o nouă etapă a vieții și a zis, băi, trebuie să-l abordez altfel, nu mai merge. Adică... Da, țin minte că odată ea ținea pe vremea aceea să țineau școlile duminecare. Acum, în terminologia mai modernă, studii biblice. Și a pus întrebări cum s-au scindat împărățiile, cum semințiile lui Israel după moartea lui Solomon, cu Roboam, cu Ieroboam. Și s-au cam încurcat frații. Hai, cine știe să spună? Și eu m-am ridicat în picioare și am spus. Și n-aveam 6 ani, împlinit 5 ani și ceva. Și toată biserica a aplaudat la țară pentru prima dată. Dar nu numai că au aplaudat. Au făcut-o corectă. Și vă revenit. Și mi-a dat, da, corectă a fost a mea. Și după aia eu ziceam, tată, hai mai spunem ceva lucruri de astea, poate mai fac frate. Cine știe ce se întâmplă, mai se încurcă. Poate mai fac o corectă. Da. Însă erau problemele copilăriei. Ah. După aia, în toamna, au trebuit, împlinisem 12 ani în aprilie. V-ați mutat la Arad. Toamna, eu am venit la Arad, că eu am venit cu un an înaintea lor. Cum a fost tranziția asta? Ce a însemnat tranziția? Mă gândesc că a fost diferit. Fost ușoară. Am venit din viața aia de țară, o viață în care unii mergeau o zi la școală și două stăteau acasă sau mergeau la munca câmpului cu părinții. Am venit în Arad, am venit la o școală din centru, unde e Căminul, acum era școala generală numărul 11, era considerată școala generală centrală, direct acolo. Mi-a fost greu până m-am acomodat. Primul trimestru mi-a fost greu, după a doilea trimestru am început să iau note mai bune, de la 7 în sus, dar primul trimestru până m-am acomodat cu stilul de viață orășenesc. Și până m-am acomodat cu viața asta de străinare, de familie, că părinții numai după un an de zile au venit în Arad. La cine a stat aici? La ceva neamuri? Fratele meu cel mai mare, îi murise soția și sora mea a venit să aibă grijă de copiii lui și stăteam acolo la ei. Dar degeaba eram cu sora mea, cu fratele meu, nu era casa, nu era ulița satului meu, așa cum zice unul din scriitorii noștri. Nu erau copii și nu era gălăgia aia din satul nostru cu care eram obișnuit în fiecare seară să aud. Nu erau ciurdele de animale ce veneau seara și intrau în sat prin fața casei și plăcea să privesc fiecare animal și fiecare păstor care venea. Toate astea îmi lipseau, am suferit enorm. Odată pe lună aveam dreptul să vin acasă, că nu erau bani, era 7 lei. La biletul de tren și 7 lei, cu 7 lei înapoi erau 14 lei și odată pe lună veneam acasă. Când veneam acasă parcă zburam de la gara, de la Comrăuș, Sântana 2 până la Sintea Mică. Pe jos? Pe jos. Și când mă întorceam duminică după masă, mă abțineam, mă săruta mama cu ochii lăcrimați, mă strângea la piept și zicea să fii cu minte, să ascunzi de frații tăi. Las că trece în comună și iarăși. Îl vedeam pe tata cu autoritatea lui. Să nu mă compromiți. Fii atent. Poate te duci nepregătit la școală. Nu vreau să aud că se spune că ai venit de la țară și nu ești bun de nimic. Și avea totdeauna precizările lui. Mă abțineam, deși aveam doar 12 ani și câteva luni. Dar după ce ieșeam din sat și plecam, și pomii plângeau împreună cu mine până la gară. Ați venit în Arad, ați făcut școală și asta a fost bine. Știu că anul 1975 are o însemnătate aparte pentru dumneavoastră, pentru că după ce ați făcut școală și așa mai departe, ați cunoscut atunci pe sora Cornelia.
Da, și ce însemna pentru vremea aia să curtezi o fată atunci? Poate că tinerii se întreabă. Anul 1975, încă o dată ați scos în evidență faptul că am fost un non-conformist. Deci am cunoscut o fată baptistă. Noastră penticostan. Eu penticostan și penticostan din ăla așa rigid, după cea mai îngustă carne. Atunci erau bine delimitate, fiecare cu calea lui. Păi da, aveau convingeri. Baptiștii ziceau că penticostanii sunt combustie pentru ghienă, penticostanii ziceau că baptiștii nu o să vadă fața lui Dumnezeu numai la judecată. Nu i-ați putut pune împreună. Da, nici. Păi, la noi acolo era satul Sintea Mică, un sat predominat în segmentul neoprotestant de penticostan și era Zerandu, unde erau foarte mulți baptiști. Nu puteau să se accepte unii pe alții. Și să fiu foarte sincer, eu spun înaintea Domnului Maude, până la mine, eu nu știu să fi fost căsătorie într-un baptist și un penticostan la noi în biserică. Fost deschizător de drumuri. Când eu m-am dus și le-am spus fratelor, le-am spus pastorului meu, fratelui Mariș, că mă căsătoresc, a zis, dar cu cine? Băi, dar tu știi că e baptistă? Știu. Dar am venit să vă spun că mă căsătoresc. Băi, dar e problemă. Să știi că trebuie să discutăm și cu comitetul. S-a dus, a informat comitetul, am stat de vreo 4 ori la comitet. Băi, dar nu se poate. A vrut să vă convingă că nu-i bine. Nu, țin minte că în vremea aia era un frate bătrân, păstor pensionar, fratele Achim. Și eu predicam de până la 16 ani și jumătate, am început să predic. Și bătrânul Achim a venit, m-a luat așa pe la spate și a zis, mai, ascultă-mă, eu așa de mult te iubesc pe tine. Copiii mei nu m-au ascultat, au luat calea lumii. Dar de tine mi-e drag, crede-mă, când te văd că te ridici la învon, totdeauna ochii mei sunt umezi, eu încep să lăcrimez. Ascultă-mă, renunță la fata asta. Dacă n-ai găsit un atâtea fete cât avem noi, biserica noastră avea atunci în jur de 500 de membri, dacă n-ai găsit o fată penticostană la noi în biserică, sunt atâtea fete, tu te caută una. Mă, și dacă nu găsești niciuna, ia-ți-o ortodoxă, care dacă se pocăiește, aia va fi pocăită. Asta baptistă mare. Mă uitam, m-am dus la fratele Truța. Truța Ionel era pastorul Bisericii Speranța și în vremea respectivă Truța. El era din partea baptistă. Da. Truța era unul dintre predicatorii mari de top, da. Baptismului. Nu prea erau. Era Truța, era Țon și Ora. Ăștia erau cei trei mari baptiști pe vremea aceea ca predicatori, ca păstori. Țon plecase la Oxford, după aia plecat în America, Ora la fel. Dar Truța aici a murit și a fost înmormântat. A fost la biserica de pe Buștene, a fost păstor înainte, biserica era la pod, era o clădire mare, așa, sub formă de L și într-o parte și în altă erau sămile și pe corți era amvonul, să se vadă în ambele părți. Și mergeam, fugeam de la biserică de la noi, numai să-l ascund pe Truța, cum predica. Truța m-a observat că sunt printre ei și țin minte că m-a întrebat odată, băi frate, tu cine ești, cum ești? I-am spus cine sunt, cum sunt. O, și cum te simți la noi la biserică? Foarte bine. Ce-ți place mai mult? Predica dumneata mea. Îmi plăcea cum predică ea. A, deci nu era sora Cornelia acolo, membru? Acolo a fost membru, da. A, ok. Deci nu numai predică. Da, și m-am dus la fratele Truța și am spus, frate Truța, am venit, era și sora Lidia, soția lui, am venit că vreau să iau ceva de aici. El știind că eu mereu îi ceream cărți, că aveam multe cărți și reviste, a zis, băi, poți să iei, uite, biblioteca e aici, ia, dar să aduci înapoi. Și am zis, frate, ce iau, nu mai aduc niciodată. Dar sora Lidia era o fire mai țeposă, ea avea librăria aici. A zis, atunci nu iei nimic. Și am zis, deja am spus și lui Dumnezeu și actora că iau. S-a uitat. Și a intuit bine. Zic, băi, doar n-ai găsit o fată aici. Zic, bă, da. Pe-a cui? Am spus, uite, de la Gura Honz, e aici, a terminat școala. Unde lucrează?
am spus unde am lucrat. Bă, ce să spun? E fată bună, da. Acum să vedem ce o să zică frații ăștia noștri. Trebuie să vorbesc cu fratele Ostafe, cu fratele Ciobanu, ăștia erau prezbiterii lui, că nu prea erau pastori asistenți. Titulatura asta a apărut acum în anii de după Revoluție. Erau prezbiterii care ajutau păstorii. Să vorbesc cu prezbiterii, să văd ce zice Ostafe, ce zice Ciobanu, ce va spune comitetul. Deși din partea era, da, lucrurile erau sensibile. Și spune Truța într-o zi, zice, mă, băiatule, îmi pare rău că trebuie să spun, dar nu pot să vin la nuntă. Chiar dacă tu ai zis că nu-mi crezi probleme, că nunta o faci la grădiște, nu pot să vin, pentru că prezbiterii mi-au trimis poziția comitetului. Și au zis că dacă mă duc la voi la nuntă, acolo să rămân, să nu mai vin la sperat. Și baptiștii. Dar zic, acum hai să vă spun și eu ceva. Penticostalii mi-au spus altceva. Că dacă veniți la nuntă, mai mult de o rugăciune nu vă dau. Și atunci, câtă dragoste! Zic, da. Și cu toate astea m-am căsătorit și drept recompensă. Cine a venit la nuntă? N-a venit decât vicepreședintele Cultului Penticostan, fratele Matache, păstorul nostru mare și Ardeu din Bujac. Și am făcut nunta într-o sâmbătă după masa. Și țin minte că drept cadou de nuntă, pentru că m-am însurat cu o baptistă, 6 luni de zile n-am mai activat în biserică. În biserica din care? Da, în biserica. Grădiște. Și văzând că mă țin pe tușă, bineînțeles că eu am ținut cont de ce ori zis ei că nu mai pot să predic. M-am dus, predicam pe la țară, eram cunoscut predicator voiajor. Mergeam și la un moment dat fratele mare și-o zis, băi, să știi că problemele se pun foarte serios vis-a-vis de tine în comitet. Din cauza căsătoriei? Din cauza căsătoriei și a faptului că nu m-am supus, că pe la țară eu mergeam și predicam, chiar dacă ei nu mă pun aici. Și am zis, da, atunci vă rog, până duminica viitoare, faceți în biletul pe brancă, trec la baptiști. Da, zic, eu trec la baptiști, gata. Am și vorbit cu cineva acolo și vreau să mă scriu la ei la seminar și mă duc la baptiști. S-a uitat la mine. Dar chiar ați vrut să treceți sau era... Eram destul de hotărât să-mi dau demisia din Biserica Penticostală când am auzit că îi trec la alte măsuri. Bine, bine, nu mă vrei aici. Dar lasă-mă cel puțin să mă duc în celelalte biserici. Ei bine, situația s-a schimbat că în decurs de o săptămână au mai discutat ei și duminică când m-am dus la biserică a venit păstorul la mine, a pus mâna așa la mine pe spate și a zis, la programul de după masă să fii pregătit că tu predici. Oh. și s-a schimbat situația. Și au dat și ei seama că... Tu predici la programul de după masă. Da, haideți, spuneți-ne, cum ați descoperit chemarea asta de a predica? Da, ați descoperit-o, mă gândesc, înainte de căsătorie, oricum predicați. A fost ceva revelat sau pur și simplu v-ați trezit acolo? Moștenirea de la tata, adică un cumul de factori. Deci, tatăl meu era foarte bun prieten cu preotul din sat. Era un preot bătrân la noi în sat, Margea. Și dascălul mai venea la noi, dascălul tot bătrân era. Și parcă-i văd și acum stăteau cu Biblia deschisă și discutau, dar nu contradictoriu. Dascălul doar asista la discuțiile lor. Discutau anumite pasaje din Biblie, tata și cu preotul. Și eu îl admiram. Avea o voce caldă, preotul ăla, Margea Pavel. Era din Pleșcuța deloc. Dar era un om deosebit. Și mi-a fost drag de el, așa cum vorbea. De dască îmi plăcea că era totdeauna la cravată și la costum. S-a inoculat în mine ideea. Ori popă mă fac, ori dască când o să fiu mare. Adevărul este că citind Biblia din copilărie, am început să prind gustul cuvântului lui Dumnezeu. La câți ani ați predicat prima dată? La 16 ani și jumătate. Țin minte că nu m-am gândit eu că predic așa repede. Dar îmi plăcea și aveam seri de tineret când ne întâlneam și dezbăteam anumite subiecte și discutam.
Și ca unul care am crescut de mic în familie, îmi plăcea să mă bag în anumite probleme și toți mă știau așa un tip înfingăret. Și într-o duminică, când m-am dus la biserică, nu era decât secretarul bisericii și un grup de bătrâni, nu știu ce a fost, o sărbătoare, ce a fost, dar n-au fost la biserică. Și secretarul bisericii mi-a spus, frate, tipei, mergem la amvon amândoi, dar să știi că astăzi predici. Deci v-a anunțat din timp, așa? Da, ce mergem la amvon amândoi și să știi că astăzi predici. Pe vremea respectivă se dictau cântări în etravă. Și eu știam că mă duc să dictez cântările, dar dacă o zic că trebuie să și predică, azi că zic eu ceva 10 minute. Și acum țin minte, era înțelepciunea din Iacov. Înțelepciunea care vine de sus este curată, pașnică, tot ceea ce zice Iacov. Și am zis vreo 10 minute ce am zis și eu acolo. A predicat fratele Chevereșan, care a fost impegat de mișcare și a fost și director de gare, era un tip foarte citit, el era secretarul bisericii și am plecat acasă. Și acasă la masă, sora mea mai mare întreabă pe mama. Zice, ei mamă, ce zici? Cum ți-a plăcut predica fiului dumneatale preferat? Și mama nu zic nimic, era la masă acolo și Ana, sora mea, insistă, mama, dar cum ți-a plăcut? Și zice, mama, nu știu nimic ce-o zis. Cum nu știi nimic? Dar n-ai fost în biserică. Când l-am văzut că se ridică picioare, în picioare, eu am lăsat capul în jos și am început să mă rog. Și nu m-am oprit de rugăciune până când s-a ridicat biserica la rugăciune în picioare. Deci eu nu știu nimic ce-o zis. Așa m-a încurajat treaba asta. Eu n-am înțeles ce efect, ce rol, ce important este sprijinul ăsta. Mă gândeam atunci, bă, dar nu-i greu să predici, că doar am vorbit vreo 10, hai să zic, maxim 15 minute. Și mi s-a părut că am vorbit destul de cursiv. Uite că totuși, domnule, am mers și mă gândeam, eu am crezut că e mai greu să predici. Ei, acasă am înțeles că tot suportul și sprijinul venea din bancă, că mama tot timpul s-a rugat. Ea nu știu nimic ce am zis. Nici nu știu de unde am predicat, nici nimic. Ea când a văzut că mă ridic, să zic ceva, i-a plecat capul jos și a început să se roage. Asta era biserica din Grădiște, că erați deja în Grădiște. Grădiște. Da. Știu că, apropo de biserică și de predică și pastorație, în 1980 ați fost ordinat păstor și ați fost repartizat în zona aia, Nadă, Șchier, Mocrea. Da, aveam biserica Mestecăniș aici, în Arad, și aveam Ineu, Mocrea, Cheru, Minișu Mare, Minișelu și Nadăș. Care a fost o experiență așa care v-a marcat în perioada aia de pastorație de început, așa una... Care vă aduceți acum aminte? În primul rând mi-aduc aminte de problemele grele care le aveam cu transportul. Erau ierni cu zăpezi mari, erau mijloace de transport foarte puține, frații nu prea aveau mașini, acum sunt și două mașini la o casă. Atunci erau două mașini într-o biserică. Eu trebuia să mă scong dimineața la 4, la 5 fără 5. Eram la gară că pleca trenul și eram la 7 la Târnova. De acolo coboram jos și o luam aproape 22 de kilometri din gara de la Târnova până la Nadăș pe jos. Ajungeam la 11, 11 și ceva, frânt de obosit. Dădeam cina și mergeam la responsabilul bisericii, la fratele Pui, acasă mă curcam și după masă la două veneam în biserică să țin o predică. Eram frânt de obosit și asta s-a repetat de nenumărate ori. Au fost situații grele. În luni mă întorceam înapoi, că în luni dimineața venea autobusul și atunci nu era problemă, veneam cu autobusul. Deci... Ce vă determina să alergați în felul ăsta? Că da, ați văzut, nu-i simplu. Puteați renunța până la urmă. Ați avut, adică aveți 6 copii, da? Și... Până la urmă și copii, și familie, și slujire. Știi, la un moment dat, când Domnul te cheamă,
se aprinde un foc în inimă pe care nimeni nu poate stinge. Mi-a fost așa de greu când fratele Mariș s-a pensionat și a trebuit să renunț la sectorul care l-am avut și să rămân acasă. L-am iubit pe Dumnezeu, i-am iubit pe frați, mi-am iubit familia și n-am vrut să renunț niciodată la niciunul. Și asta v-a determinat să mergeți în slujire? Am mers înainte. A fost și greu. Mi-aduc aminte de anul 1982, când am fost bolnav de astenie generală organică. Și nu puteam să merg până în baie, nu m-a ajutat. Picioarele, mâinile nu răspundeau la comenzi. A fost foarte greu și atunci, vreo 3 luni de zile. Mi-aduc aminte de anul 1987, când din nou am avut probleme cu gâtul. Pe coarda vocală dreaptă mi s-a dezvoltat o ciupercă sub formă unei tumori și pe esofag. Și am ajuns până la academicianul Emil Tomescu, la Cluj. Îmi luasem speranța și de la viață. Dar Domnul a intervenit. Oti era mic, băiatul meu. Țin minte că avea 3 anișori și jumătate și mă uitam la el și ziceam, Doamne, copilul ăsta nu o să știe niciodată cum arăta taică-s-o numai în poze. Dar Domnul a intervenit într-o seară. Într-o seară erau toți copiii la o masă și am obișnuit să-i pun pe rând să se roage. Și l-am numit pe unul care avea 9 ani, pe Corneliu, să se roage. Și Cornelul s-a rugat și a zis, Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer așa și pe pământ. Că tu vindeci toți bolnavii, numai pe tatii meu nu vrei să-l vindeci. Când s-a rugat așa, soția a izbucnit în plâns și a plecat într-o altă încăpere. Cei doi copii mai mari s-au ridicat și au plecat și ei de la masă. Și eu m-am ridicat, m-am dus în dormitor la mine. Am și acum o Biblie mică cu copertă verde de vinilin. M-a făcut-o tata cadou când am avut 14 ani. Am luat-o, am pus-o aici pe inimă, am stins lumina și m-a prins lampa de noptieră. Și am zis, Doamne, am fost copil când am început să citesc Biblia asta și aș putea să-ți aduc aminte de sute de făgăduințe. Una singură îți amintesc. Ai zis să te chem în ziua necazului că tu mă vei zbăvi și eu te voi proslăvi. Sunt într-o zi de necaz. Trebuie să gust mai profund și mai adânc în tristările și durerile necazului decât acum. Uită-te la soția mea, uită-te la copiii mei, uită-te la copilașul ăsta mic. Numai atâta îți cer, Doamne, să-mi dai viață. Până are el 14 ani și are buletin. Și nu-ți mai cer nicio zi. Dacă vrei, îmi dai, dacă nu, e problema ta. Îți mulțumesc. Dar te rog, ascultă-mă. La un moment dat am fost obraznic cu Dumnezeu. Și am zis, e treaba ta. Dacă vrei să mă vindeci, vindecă-mă, te rog. Dacă nu, eu nu pierd nimic. Tu trebuie să mă mântuiești. Și am început să mă îndreptățesc ca fariseu. N-am băut, n-am fumat, n-am desfrânat, n-am făcut aia. Trebuie să mă mântuiești. Dar unde e demnitatea cuvântului tău? Și m-am speriat. M-am ridicat de jos, m-am așezat pe pat. Și n-aveam curajul să mișc nici mâinile, nici picioarele. Stăteam așa, târziu în noapte am auzit soția că a venit să se curce, n-am mișcat să nu audă că sunt treaz, ea de asemenea a venit foarte încet să nu mă trezească și am adormit înspre ziua. Am avut un vis foarte interesant. Am visat că eram într-o grădină unde toată vegetația era moartă și în mijlocul grădinii era săpată o groapă adâncă, pământul negru scos afară, așezat acolo deoparte. Și mă uitam și ziceam, aici e groapa mea, aici o să mă depună cât de curând.
Și cum mă uitam deodată, am auzit o mișcare. Eu stăteam pe pământul ăla. M-am întors și am văzut o femeie. Era între două vârste. Parcă o văd și acum. S-a apropiat de mine și a zis, păcat de tine. Ești tânăr, încă mai puteai trăi mort, dar trebuie să intri acolo. Și-o foarte mirat am zis, dar cine ești tu? Și am întrebat, dar nu mă cunoști. Eu sunt lumea și a dispărut. Și la nivelul visului mă întrebam, cum poate lumea să se personifice într-o femeie și să discute cu mine? Și cum stăteam și mă frământam. Eu sunt un om care toate lucrurile le frământ. Nu-mi place nici să discut despre un subiect care nu pot pricepe. Trebuie să-mi pricep bine. Am auzit a doua mișcare. Și când am auzit a doua mișcare, am întors capul. Și am văzut o altă ființă hidoasă, de nedescris. M-am uitat la ea. Și-a zis, tu ești a meu. Și-a zis, dar tu cine ești? Și-a zis, dar ce, nu mă cunoști? Eu sunt locuința morților, intrăm acolo amândoi. Și acum eram înfiorat, mai șocat. Și lumea și locuința morților s-au personificat și discută cu mine. Stăteam și nu puteam pricepe. Cum se poate întâmpla treaba asta? Și cum stăteam pe groapa aia, pe pământul ăla, tata am simțit că vine ca o adiere, așa cum miroase florile de tei când înfloresc. Adiere de vânt cu un parfum așa de plăcut. Și parcă am auzit un foșnet și am întors capul să văd cine. Când am întors capul, am văzut o tânără apropiindu-se de mine. Avea un păr auriu, o cărare pe mijlocul capului și părul lăsat peste umeri. O haină albastră ca cerul, un brâu auriu lăsat pe partea dreaptă jos, s-a apropiat de mine și a zis, nădejdea-i la Dumnezeu, și a ridicat o mână sus. Și am întrebat-o ca pe primele două, dar tu cine ești? Și exact aceeași întrebare, dar ce, nu mă cunoști? Eu sunt logonica mielului și în curând îi voi fi mireasă. A întors spatele și pe spatele ei scria cu litere aurite, biserica, și a dispărut. Și momentul ăla a fost un moment de exaltare sufletească pentru mine. Parcă îmi venea așa o stare de, să strig, să țip și am zis, nu se poate, trebuie să mai vină cineva. M-am întors pe pământ spre poarta grădinii și am văzut un bărbat mai înalt decât toți bărbații care i-am văzut vreodată. Foarte bine îmbrăcat. Și am pus amândouă mâinile până la gură și am strigat, spune-mi tu cine ești? Și am cu o singură mână puse la gură, a zis, eu sunt trimisul celui ce a zis, că el este învierea și viața, e și viața ta, ridică-te de acolo și vină cu mine. Am sărit să mă duc cu el și am sărit și din pat. Era 4:15 dimineața. Și toate astea se întâmplau în vis. Toate se întâmplau în vis. Am trezit pe nevastă-mea și am zis, scoară-te, n-am să mor. Uite ce am visat. N-am să mor. În ziua aceea m-am și dus la o mormântare. Murise fratele Opriș și când am venit, am simțit că mă sufoc. Am tras mașina pe dreapta, pe strada Rozelor și atunci s-a desprins prima ciupercă toxică după coarda vocală dreaptă și am dat-o afară și după 2 săptămâni am dat și pe cealaltă. Și sunt sănătos. Dar să vă mai spun ceva. Procesul refacerii a fost destul de îndelungat. Și diavolul mă ispitea. Și dacă totuși nu ești vindecat. Și dacă totuși se întâmplă ceva. Și într-o dimineață când am avut o hemoragie, a venit mama la mine în încăpere. S-a plecat pe genunchi lângă recamerul pe care eu eram conhat, a întins mâna, mi-a prins gâtul, m-a sărutat pe frunte și a zis, mami, am o veste mare de tot pentru tine. Azi noapte, toată noaptea am stat cu fața la pământ pe covor și m-am rugat. Și azi dimineața am vorbit cu Domnul Iisus.
mi-a spus să-ți spun să nu te temi de nimic, că n-ai să mori. O să-ți vezi nu numai copiii și nepoți, o să-ți vezi mari. Și slăvit să fie Domnul. Da, și iată, așa astăzi aveți nepoții, da, vedeți și vă bucurați de ei. Am nepoți căsătoriți. Ce fain. Dumnezeu lucrează și ne bucurăm de lucrurile astea. Frate Tipei, știu că în anul 1994, nu, ați fost ales ca și președintea cultului pentecostal din România. Cât de greu sau de dificil a fost perioada asta? Ați evoluat, ați păstorit, Dumnezeu vi s-a arătat, v-a vindecat, a fost cu dumneavoastră momentele grele, dar dacă ar fi așa să ne ziceți, care a fost secretul din spatele conducerii, o conducere de succes de altfel a cultului? Anul 1994 pentru mine a fost un an de șoc. Eu nici măcar n-am vrut să particip la alegerile care s-au ținut în luna noiembrie. Oti, băiatul meu, era la reanimare intensivă în spital. Făcuse o peritonită, a avut o apendicită, s-a spart, făcut o peritonită și era și soția internată cu el acolo. Și n-am vrut să mă duc. Dar venise de la Cleveland, Tennessee, fratele Rayburn, care era overseer peste bisericile române și a zis, băi, tu dacă stai acasă, tu crezi că poți să-ți vindeci copilul? Domnul vindecă. Dar acolo e nevoie de tine. Și așa m-a convins Rayburn, am vorbit și cu nevastă mea și a zis, du-te și tu. M-am dus la alegeri, fără să știu ce se va întâmpla acolo. Nu era metodica de electivă pusă la punct așa cum e acum. Erau niște proiectoare din alea vechi, pe cei ce aveau dreptul să candideze din Consiliul Bisericesc. I-au scris? 17 în Consiliul Bisericesc și pe toți au trecut care aveau peste 8 ani vechime în pastorat, printre care eram și eu. Țin minte că am fost ales în biroul de zi, dar nu eram eu președintele biroului de zi, era fostul redactor șef, fratele Silvie Rosche. Eram vreo 3-4 în biroul de zi, toate comunitățile prezente și s-au trecut la alegeri. A fost gata, se ridică fratele Silvie, după ce au numărat votul, mi-a zis, fraților, avem o surpriză. Toată lumea se uita, ce surpriză. Din primul tur de scrutin a ieșit președinte, un frate la care poate unii nu s-au gândit, un frate tânăr, un frate și tot intra în divagații, că la un moment dat unii s-au agitat și au zis, frate, dar spune odată, țin minte că fratele Codreanu de la Timișoara trebuie zis, băi, Sime, tu vrei să-mi pui răbdarea la încercare? Spune odată. Și au zis, președinte, medost, este, și eu eram sigur că fratele Emil Bungăr, că numai 4 ani fusese. Din 10 mai 90 până 94 nu erau decât 4 ani în mandat. Zice și președintele nostru și este și o să vă surprindă și iar. Și atunci și Leon Tuc s-a ridicat și o să frate Sime. Încheiem cu trebuie astea, vă rog să ne spuneți cine e. Și din nou, președintele nostru este și eu stăteam liniștit și mă tot gândeam la Oti, oare cum e fiul meu, când aud fratele Tipei. Am simțit că nu mai pot respira, nimeni nu m-a întrebat până atunci, mă, vrei să candidez? Nimeni n-a zis, uite noi cine, nimeni nimic. Un singur frate, un bătrân de la Câmpul Lung Mordovănesc, fratele Forgaci, m-a întrebat în ziua aia dimineața, bă, frate Pavilică, cu stimul ăla de Mordovianu, bucovinian original, ce-o face noi astăzi aici? Frate, ce ne-o spune Dumnezeu? Acum noi ne gândim și ne-o spune Dumnezeu, bă, frate Pavilică, să fac și cu noi, dar și cu tine. Atât. Eu m-am gândit că e o vorbă spus așa la întâmplare. Gândul meu era tot acasă. Când mi-am auzit numele, mi-am sărit după scaun. M-am dus și fără să cer aprobare la președinte, mi-a dat seama microfonul. Și am zis, fratele, vă rog să vă opriți. Să repetă, alegerile e vina mea, eu trebuia să spun de la început că nu candidez. Eu nu v-ați simțit pregătit? Nu. Am zis, eu nu candidez, în primul rând sunt prea tânăr. N-am decât 44 de ani. În a doilea rând, eu construiesc o clădire mare începută în Arad. În a treilea rând, eu în București nu o să mă mut niciodată. În a patrulea rând, am un copil bolnav, se zbate între viață și moarte. La ora actuală, vă rog să mă înțelegeți. Și în momentul ăla s-a produs așa
convulsie în masa de oameni și toți au zis, nu frate, toate problemele astea le rezolvăm azi. Noi ne rugăm astăzi, Domnul, să-ți vindece copilul. Doi, nu trebuie să te muți în București. Vin la București 2-3 zile pe săptămână, cum vin și ăștia în Parlamentul României. În rest, problemele ce se pot rezolva, se rezolvă de acasă. Să ai un director administrativ aici care să te țină la curent cu toate. 3. Construcția aia se face așa și acolo nu te implica bătă prea mult. Pune pe cineva din partea bisericii. Și atât au insistat de mine, am zis, da, pentru mine e greu, eu am fost și bolnav, am fost diagnosticat ca fiind bolnav de cancer. Am încercat să motivez. Frate, vii cu avionul. Ce avion? Că pe vremea aia nu circulam decât cu trenurile. Avionul era foarte scump pentru posibilitățile de atunci. Și țin minte că fratele Cornel Bârsan, care acum ne salută din cer, era pastorul Bisericii Mari, Botoșan, și a zis, eu astăzi cu frații prezbiteri de aici ne angajăm că pentru un mandat toate drumurile de avion, Arad, București, noi biserica din Botoșan să le plătim. Atunci am zis, facă cumva. Și un an de zile vin, dar după aia o să organizez alegeri anticipate, găsesc eu o soluție. Când s-au terminat alegerile, am ieșit că trebuia să amez doar comitetul executiv, acum direct pe funcții, dar după aia trebuiau făcute departamente, trebuia să făceau a doua zi. Ne-am dus la hotel. Eram cazat la hotel Astoria și toți frații treceau de mine. Frate, tip, hei, s-a terminat, vechea nomenclatură s-a dus, Emil Bunger a aparținut celor vechi, dumneata ești tânăr, o viziune nouă, toți frate, așa începeau. Așa o groază a intrat în mine, că la un moment dat m-au convins gândurile și frământările astea, că mâine dimineață mă ridic în picioare și spun, toate spune, dar președintele, ne alegem din nou astăzi, a doua zi. V-au transmis că au atât de multe așteptări încât... Și noaptea am avut un vis. Bătrânii vor visa visuri, eu de atunci am fost bătrân. Am visat că m-am dus la centru, unde era sediul pe care am dat vila, și când să intru în biroul președintelui, stătea un bărbat acolo, un om la 60-65 de ani, și îmi zice, ce-i cu tine aici, mă? Zic, cum ce-i cu mine? Am venit să preiau biroul de la fratele Emil Bunger. Și ce tu așa vrei să-mi preiei? Zic, adică. Și când m-am uitat, aveam Biblia într-o mână și într-o mână o suliță. Și-o zis, Biblia las-o acolo, dar sulița dă-o aici, că o dăm la alții care abia așteaptă să o mănuiască. Tu cât vei sta în biroul ăsta și o vreme ești pregătit să stai în biroul ăsta, lucrezi cu Biblia și cu sticluța asta cu undele. Și m-am trezit. Și am înțeles că o vreme trebuie să stau acolo să lucrez cu Biblia și cu sticluța cu undele. Greșeala mea în perioada președinției a fost că uneori am pus prea mult undele. Și în perioada celor 20 de ani cât am stat, că după aia se pare că a început să-mi placă. Am stat mai mult decât m-am gândit eu că voi sta. Da, frate Tipe, trebuie să mai avem o întâlnire să ne povestiți ce s-a întâmplat. A fost o perioadă 20 de ani, nu-s puțini. Greșeala mea a fost că poate uneori am fost prea tolerant. Pentru mine era așa de greu să iau o decizie împotriva cuiva, chiar dacă a făcut un rău. Gândul meu era, mai dai o șansă, fiecare om are dreptul la încă o șansă. Poate asta a fost moștenirea de la mamă. Da, sigur, categoric. Da, făcând legătură cu ce a zis. Eu vă propun să mai avem o întâlnire în care să ne spuneți ce înseamnă și cum ați traversat perioada asta și cum ați slujit și ce experiență ați avut cu Dumnezeu. Oricum, e o bucurie și o plăcere să vă auzim vorbind și toate experiențele astea cred că ajută nu doar generația noastră, ci generațiile care vor veni de aia. E fain să avem astfel de podcasturi, astfel de întâlniri. Veniți la următoarea întâlnire?
dar nu mi-a programat acum foarte urgent. Nu o programăm, dar mulțumim frumos, apreciem. Dragilor, ne-am bucurat că am putut să fim împreună și cu drag vă așteptăm la un nou podcast aici pe Ecclesia Life, împreună cu fratele Tipei o să avem o altă întâlnire de la punctul în care am rămas acum, însă până atunci vă așteptăm pe canalul nostru să urmăriți și alte podcasturi. Vă dorim numai bine și ne vedem data viitoare.